Domnul Dorin Pirtoacă nicicum nu poate fi numit primar general, deoarece ceea ce s-a produs a fost o falsificare în masă. Și de aceea noi considerăm că dumnealui nu este în drept astăzi. Am văzut cu toții bravada acestui individ, precum că iată, eu am obținut victoria. Domnule Pirtoacă, dumneavoastră nu știți ce înseamnă o luptă cinstită, dumneavoastră nu știți ce înseamnă o muncă cinstită, dumneavoastră ați manipulat și dumneavoastră, așa cum ați furat în ultimii 8 ani primării municipiului Chișinău, așa încercat și să furați voturile alegătorilor. Domnule Pirtoacă, vă declarăm foarte clar și ferm, dumneavoastră sunteți un hoț și pentru aceste hoții va veni timp când veți răspunde.